Mie mi-a venit ideea, mie. Să facem o șoiece tânărește împreună cu Iuliana. Divele au halat. Întotdeauna. Deci. Ai halat? Da. Unde? Acasă. La generație? La generație? Întotdeauna sunt pregătită. Cea mai pregătită. Și chiar dacă nu sunt, zic că sunt. Așa trebuie să faceți. Fake it till you make it. Și cum faci curățenie în gânduri? Când îți vine gândul, era un pom de Crăciun, bineînțeles, și dansam acolo și îl dezbrăcam pe moș. Fii gândule! Fii gândule! Da, mamă, deja că ar fi mama aici, te-o plăge de mine cu ea. Dragilor, astăzi este o zi frumoasă, o zi de duminică, foarte frumoasă, cald afară. Și astăzi vom filma videoclip la Moșule, ce tânăr ești. Moșule, ce tânăr ești, de prima iarnă tu vii la mine. Piesa aceasta nemuritoare care se cântă în fiecare iarnă. Și nu oricum în această iarnă, ci un remix este refăcută și o cântăm împreună cu Iuliana Beregoi. Moșule, ce tânăr ești. Îmi place foarte mult de Iuliana și am zis să facem, să refacem Moșule, să sune diferit, să sune altfel, să vă oferim o altă variantă acestei piese împreună cu Iuliana și astăzi filmăm videoclipul. Așa că astăzi aveți parte de making of-ul acestui videoclip. Am ajuns asta după ce m-am învârtit prin pustietate, că una a zis lunga corbului, altul corbul nu știu cum. Și am întârziat, eu care nu întârzi. Neata! Am întârziat! Ai în cauza... Neata care nu întârzi niciodată! Da! Și-a venit Iuliana! Ne-a făcut de tine! Și mie! Ultima oară ne-am văzut acum 2 ani? 3, da, la... Cred că la emisiune sau la concert. Cum nu, la concert tot. La concert, da? Unde am cântat Moșule împreună. Da. A fost super. Oh my god, a fost foarte drăguț. Și apoi mi-a venit mie, mi-a venit ideea, mie. A mea. Așa, să facem Moșule ce tânăr ești împreună cu Iuliana, da. Oh my god, asta e foarte drăguț. Eu ador piesa asta, eu ador, da? O iubesc, oh my god. Și Iuliana este cea mai talentată din noua generație. Da, tu știi cum am învățat-o, aoleu, foarte complicat, de ce n-am învățat-o eu, am învățat-o sora mea, ea dansează mea, și după aia m-a învățat-o mie. Deci nu sunt emoții, am învățat eu. Hai să arăt ce detalii, deci ai mâinile, prima oară ai mâinile aici, ok, și ai cu 1, 2, care un bon, așa, bam, și apoi e jos, aici, sus, și apoi o dată și jos. Și jos, și apoi jos. Și după aia, bam, și vin direct aici. Ok. Da. Și vin direct aici. Ești, vin aici, bași cu brânzul și fără. 1, 2, a, deci fac pași. 1, da, 1, 2, da, ok. După care pui iar mâinile aici și pui cap. Știi? Ca după aia de aici să ai, ca mâinile să nu fie brambura, știi? Că ești așa. 1, 2, mâini, ca după aia mâinile să vină jos și să tragi. Știi? E, și de aici, și le faci la mândoa așa, știi? Și de aici acolo asta vii, tragi. Și o pui direct pe fund. Și pe aia partea instrumentală. Partea instrumentală, hai, bam. Și te duci pe partea asta. Și aici n-am pe mâine. Sex, așa, știi? Sex, okay. Bam, cu picior, aici. Nu aici, aici. Ok. Așa. Bam. Jos și ca. Așa. Moșule, ce tânăr ești, prima iarnă, vii la mine, nu te mai lasă, pleci, noapte de vii să alături. Și prun. Moșule, ce tânăr ești, și brațe. Mare. Vii la mine, și nu te mai lasă, pleci, noapte de vii să alături. Și bam. Picior, picior, jos, cap, și,
Asta înseamnă să fii divă. Să ai atâtea haine la filmare. Divele vin cu multe haine la filmare. O să mă prefac că sunt... O să mă prefac că sunt toate ale mele, da? Nu sunt toate ale mele. Scenariul videoclipului, făcut de Cobzon. Cobzon care are idei foarte bune. Este al doilea videoclip de la Andrei pe care îl facem Cobzon și al patrulea pe care îl fac eu personal. Și îmi place foarte mult de el pentru că e foarte atent la detalii Cobzon. Și nici nu filmăm multe ore, cam 12, nu 24. Și scenariul constă în faptul că noi suntem niște păpuși frumoase în trei cutii și avem două outfituri și două cadre. Un cadru de coreografie pe care vom filma la început acum și apoi cadrul cu păpușile. Și acum ne pregătim de coreografie, am repetat cu Iuliana mai devreme, am să repet și cu Adrian după ce este gata. Și apoi să dansăm și abia aștept. Ce sexy ești, ai un hălățel roșu așa. Pai. E prima oară când îmi aduc halat după mine. De fiecare dată am venit fără halat și am regretat și acum mi-am amintit de halat. Divele au halat. Întotdeauna. Înțelegi? Ai halat? Da. Unde? Acasă. Ai. Acasă. Acasă am halat. Divele au halat. Acasă. Să vedem cât de frumoasă este Iuliana. Iuliana este foarte frumoasă și uitați ce are ea. Sunt bucuria petitilor reload de 2022. Ce ți-aduc aminte, Andrei? De perioada Andrei. Dar aceasta... Exact. Toată lumea zicea, apropo, că mă încălț exact cum mă încălțați voi atunci. Ce tare. Serios, asta mi s-a părut foarte mișto. Ce frumos. Oricum eu le ador. Dar sunt o variantă nouă. Uh-huh. Arată mult mai bine decât ce aveam noi, zic eu așa, 2022, foarte frumos. Și ce șireturi, Dita, mai șireturile! Minunat, ești foarte frumoasă, superbă. Mulțumesc. Place mult acest outfit. Oh my god, mie îmi place asta de rag, deci dansul ăsta. Noua generație, dinozaurii. Noua generație, dinozaurii. Noua generație, dinozaurii. Ca să le corectez după aia. Întotdeauna sunt pregătită. Cea mai pregătită. Și chiar dacă nu sunt, zic că sunt. Așa trebuie să faceți. Fake it till you make it. Sfatul la mine. Încrederea în tine este cea mai importantă. Dacă tu crezi în tine, sigur vei reuși. Oriunde ai fi. Și nu contează ce dubii ai. Important este să faci curățenie în gânduri și să ai încredere în tine că o să fie bine. Orice ar fi. Și cum faci curățenie în gânduri? Când îți vine gândul, a venit gândul rău! Fie-i gândule! Fie-i gândule! Îți vine gândul. A, nu ești bună, nu faci, nu uite ce zice lumea. Schimb gândul! E bine, totul e rost, totul e frumos, unicorn. Glumesc acum, da? Să fac un zic. Ideea este că, într-adevăr, trebuie să faci ordine în gânduri și trebuie să gândești pozitiv. Pentru că atunci vei atrage lucruri pozitive și dacă ați asurat și pe Instagram, postez tot timpul citate și despre legea de atracție, tocmai pentru că trec printr-o perioadă de transformare și vreau să aduc un awareness asupra acestui lucru, că, într-adevăr, atragem ceea ce suntem, nu ceea ce ne dorim. Așa că dacă ne dorim lucruri frumoase viața noastră, noi trebuie să fim bine cu noi, să ne iubim pe noi și să împărtășim și să împărțim iubire și dragoste și apreciere, iar atunci universul fix asta ne va întoarce. Foarte frumos! Mai aduce aminte filmările de la Moșule ce tânăriești? Versiunea... Da, aveam 13 ani și erau tot așa într-un studio și erau cu Moș, tot așa un tinerel, cu ochii verzi albaștri parcă, și era un pom de Crăciun, bineînțeles, și dansam acolo și dezbrăcam pe Moș. Să vină și Moșul nostru, care seamănă cu Moșul alălalt, tot blonduț așa, eu l-am ales. Mi-aduc aminte vag de videoclipul original, pentru că eram prea mică și după aceea am făcut foarte multe videoclipuri, au urmat 7 albume, 5 discuri de platină, 1,5 milion de albume vândute, cea mai de succes trupă din România și știu că îți lipsită de modestie că vorbesc despre Andrei, dar așa este realitatea. Și a fost o perioadă foarte frumoasă, dar scurtă, 3 ani jumate a durat, 4 ani aproape.
Și apoi a urmat cariera mea solo și m-am bucur foarte mult că am refăcut proiectul Andrei acum 2 ani. De atunci am scos Reset la inimă și Nostalgie și iată-ne nou cu Moșul ce tânăriești. Dacă mă întrebați de ce nu scoatem mai des, cred că nu este nevoie, pentru că voi oricum vreți să ascultați piesele vechi și le-am refăcut pentru voi. Cântăm cu band, live și cu dansatorii, facem super show. Și atunci, din când în când, odată pe an, mai scoatem ceva pentru voi. Iar în rest, la concerte, cântăm atât piesele vechi, cât și cele 2-3 noi pe care le-am lansat. Iar acum, cred că de sărbători, e foarte bine să lansăm Moșule cu Iliana. Iliana este una dintre cele mai talentate fete, cântărețe din noua generație, extrem de talentată, a făcut Sala Palatului și are o voce excepțională, așa că ea trebuia să cânte cu noi această piesă și la ea m-am gândit din prima clipă și ne bucurăm că a acceptat. Și că astfel am făcut o variantă refăcută cu strofe noi, cei de la HaHa Production s-au ocupat de producția piesei și Răvan Cazan și am păstrat doar refrenul, rest strofele sunt diferite, iar instrumentalul este așa gen african, ce se poartă acum, soundurile noi, fresh, că am zis totuși să fie diferită de varianta originală, să fie mai actuală 2021. Sperăm că vă place, sperăm să o cântați în această iarnă și să fie nemuritoare, așa cum a fost în ultimii 20 de ani nemuritoare, să fie și peste 20 de ani. Ce piesă ați vrea să mai refacem din repertoriul Andrei și tot așa să fie în fit cu cineva? Și cu cine? Dați idei! Idei! Na, am refăcut Moșule cu Iuliana, cine știe, poate facem Prima Iubire, cu cine să o facem, dar spuneți voi ce piesă și cu cine și noi o să facem pentru voi. Eu știu că e soare după noi. A doilea outfit pe ziua de astăzi, suntem păpuși, în cutiile de păpuși. Aproape repoanță. Ce frumoasă este cu această coadă, i-am zis că ar trebui să fie. Hai, intrați! Și ne place că suntem stiluri diferite. Și Iuliana aici. Eu sunt pal. Da, fiecare cu cum e. Da. Uitați ce frumoase și ce cizme are. Bine, de chiar ești. Dintre toate fetele cu minți la mine s-a oprit. E înalt și are ochii verzi pe loc, m-am îndrăgostit. Tu asta vezi primul special. Și tu te faci că tu îl vezi, cel din e tânăr. Poate undeva toată viața ta să fie aici, el e bătrân și el... Și ce să gândi? Moșule, ce tânăr e. Bârfiți, nu? Bârfiți, nu? Da. Da. Să mai relansăm o piesă, vrem ficiul cu cineva. Dar vedeți să scrieți comentarii cu cine și care piesă veți să o reamăți. Refăcut, bineînțeles, 2020 și cu cine. Moșul, Moșul, pe care eu l-am ales din poze, că așa îmi place mie să aleg bărbați la videoclip, din poze, este, cum ai zis, inginer geodez, exact ca mama mea. E foarte greu ceea ce faci. Am văzut-o pe maicina cât stătea noție și desena și ea făcea migălos desena. Acum faci pe care acolo. Da, mai în autocad, mai ușor. Exact. Da, mamă, deja ca fi mama aici, dar o de minune cu ea. Deci noi am terminat. Iuliana, îți mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Două vloguri acolo. Ești minunată! Oh, mulțumesc și voi, sunteți minunate! Să știți că v-am lăsat linkul de la piesă și de la clip în descriere. Da. Și noi la fel. Da. Și noi, da. Și pa! Da, și vreau să vă placă această versiune a Moșului refăcută. Pentru voi special am făcut-o. Și această piesă este nemuritoare. Și vreau să o cântați peste 20 de ani. Eu sunt sigur că așa. Și copiilor noștri. Tu o cânti mult, nu? Da, îți dai seama, da. Voi n-ați mai văzut clipuri cu mine când eram mică și cântam piesa? Da, 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 eram de mică, deci erați preferatele mele. Mulțumim mult, vă pupăm, uitați, dați subscribe, follow pe TikTok, follow pe Instagram și să fiți alături de noi în continuare. Vă pupăm!